Bine v-am regăsit! Nu mai avem uh, bloc de pandemie pentru că s-a încheiat toată nebunia, mă rog, prima parte a nebuniei pentru că nebunia va continua dar tot trebuie să discutăm despre lucruri interesante și astăzi ar fi trebuit să fac predicții despre gala UFC de mâine dimineață. Nu fac predicții astăzi, o să vedem împreună gala, iar abia mâine seară o să facem o analiză cu meciurile. În schimb, astăzi nu ne vom îndepărta foarte mult, și vom rămâne în zona sportului. De ce vom rămâne și nu vom face o analiză uh, sportivă? Nu vorbim despre sport, ci vorbim despre ce se întâmplă concret în România acum cu sportul. Și vă spun de ce am făcut acest clip, pentru că în urmă câteva zile am vorbit cu un foarte bun prieten al meu cu care am fost la multe competiții, dacă îmi amintesc eu bine, ultima dată când am fost împreună la o competiție am fost la un campionat european de ușu în 2004, când a fost și ultima competiție la care, am participat, la care am participat eu și care îmi spunea că el vrea să lupte pentru sport și va lupta pentru sport într-o manieră extrem de simplă și corectă și anume va ieși cu copiii în stradă și vor face demonstrații, să le arate tuturor că sportul este important. Și eu cred că sportul este important. De altfel, sportul este absolut fundamental pentru sănătatea unui popor. În primul rând, eu, dacă aș conduce această țară, și slavă Domnului, nu conduc această țară. Pentru a conduce această țară avem specialiști, avem uh, oameni cu tot felul de doctorate, avem. Uh, oameni care ne vorbesc frumos oameni care, care știu exact cum funcționează această țară de 30 de ani au reușit să ne ducă pe culmile civilizației și probabil și mai departe de acolo de asemenea nu voi încerca să vă explic cum funcționează societatea nu fac acest lucru, pentru asta există influențăriță cu sparanghel, foarte frumos că există, de asemenea există foarte mulți oameni care vă explică cum funcționează serviciile secrete, organizațiile secrete cum funcționează toate aceste lucruri ciudate care există în lume, deși eu mă îndoiesc că înțeleg despre ce vorbesc, dar nu este o problemă, este dreptul oamenilor să vorbească și este dreptul dumneavoastră să decideți pe cine vreți să urmați, pe cine ascultați, pe cine nu vreți să ascultați. Eu mă includ în această categorie, vă recomand să-mi luați absolut toate declarațiile cu un pic de sare, să cercetați, să verificați, ar putea să în tâmpenii și mi-asum faptul că foarte adesea spun tâmpenii. Nu spun tâmpenii, în schimb, când vorbim despre sport. Trebuie să înțelegem că sportul românesc nu mai există. Sportul românesc este mort. Și nu vom compara jocurile olimpice din 1984, care a fost cele mai, cea mai bună performanță din istorie a românilor la o, la o competiție olimpică. Au fost, a fost și un context interesant, Uniunea Sovietică nu a participat atunci. Mă rog, a fost o întreagă poveste sau în, sau în 80, a fost cea mai bună performanță. Stați numai o clipă să ne uităm că tot avem datele aici. Nu. No, la Los Angeles a fost cea mai bună performanță. Ei bine, atunci am câștigat numai puțin de 53 de medalii, dintre care 20 de aur. Am mers apoi la Seul, în 88, unde am câștigat doar 24 de medalii. Nu a mai fost același context, ce este drept. Apoi, treptat, a venit Revoluția și lucrurile s-au schimbat. Am ajuns la 18 medalii, în 96 am mai crescut un pic și am avut 20 în 2026, de medalii 19, în 2008 a început declinul total și anume 9 medalii, 9 medalii și în 2012, în 2016 ne-am dus la 5 medalii și cam aici suntem în momentul de față. De ce? Este evident. Uh, generațiile care au fost formate înainte de 89 s-au retras ci s-au retras în timp, a durat foarte mult. Generațiile formate de generații respective au început și ele să se retragă. Baza de selecție din România a dispărut pe măsură ce statul nu a mai investit în sport. Mi se spune că doar statele totalitare investesc în sport pentru a-și demonstra capacitatea, capacitatea și sănătatea populației. Ce este drept, trebuie să înțeleg. Nu înțeleg dacă sunt neapărat state totalitare, sunt niște state foarte, foarte militaroase, ca să spunem așa. China, Statele Unite și Rusia sunt cei care investesc cel mai mult în sport și rezultatele se văd. Rezultatele sunt absolut fabuloase. În sporturi, nu în fotbal. Fotbalul este altceva. Românii au tendința în ultima perioadă să confunde sportul cu fotbalul. Românii au tendința de a confunda fitnessul cu sportul. Mersul la sală, aerobicul și toate aceste activități de loazir, de plăcere, sunt confundate cu sportul. În ultima perioadă, românii tind să creadă că pariatul pe o competiție sportivă este sport și oamenii cred că dacă nimeresc la pariuri un meci de fotbal, se pricep la sport. Nu se pricep la sport, nu au nicio legătură. Știu doar să înțeleagă cum funcționează niște lucruri. ta la fel de bine să parieze pe, uh, știu eu, pe... Nu-mi trece nimic prin cap în momentul de față, dar este, este un joc probabilistic. Nu, este, nu înseamnă că înțelegi exact cum funcționează sportul. Bine, evident, sunt foarte mulți oameni care câștigă bani la pariu și care chiar știu sport și de asta câștigă mai mult la pariuri decât alții care nu se pricep. Dar Sportul are un rol extrem de important în momentul de față, iar România nu mai are bază de selecție. România nu mai are. Nu mai, în România nu mai există interes pentru sport. În România nu, a, nu există autorități care să fie interesate de acest lucru. Dacă vă uitați pe bugetele unora dintre federațiile de la noi, vă luați cu mâinile de cap. Este incredibil că oamenii respectivi reușesc să facă performanță cu bugete atât de mici. Este incredibil că oamenii reușesc să, să adune banii, să dea și din buzunar, să-și găsească sponsor, să antreneze, să fie președinți de federație, să meargă la competiții, să întoarcă cu rezultate în competiții majore, în sporturi majore. Baza! Sportivă din România, în momentul de față, este formată de cluburile de arte marțiale, cluburi precum, al, precum cel al prietenului meu, unde copiii sunt inițiați încă din, din grădiniță, apoi la școală, apoi mai departe, până prin clasa 8-9, -a, a -a, când sunt pierduți în general, pentru că copiii nu mai au interes pentru sport mai încolo, fiindcă sportul în România nu poate să-ți ofere o siguranță pe viitor. În trecut, în momentul în care erai sportiv, aveai un anumit statut, puteai să mergi mai departe, puteai să câștigi ceva, puteai să-ți să faci o carieră din sport. În momentul de față, toate inițierile se fac în aceste sporturi. De ce? Pentru că antrenorii sunt de calitate și pentru că le oferă disciplină copiilor și părinții sunt interesați să jucă copiii să facă un astfel, un astfel de sport. Dar atâta vreme cât tu nu ai bază de selecție în toate sporturile importante, nu ai cum să aduni sportiv pe care să-i pui să concureze mai departe. Și de ce se întâmplă acest lucru? Este foarte clar, nu există o politică în sport iar protestul care trebuie să aibă loc în momentul de față nu trebuie să fie legat de momentul acesta că nu se deschid sălile, protestul trebuie să fie pentru sport. Și haideți să vă spun de ce, în primul rând, și apoi intrăm să vedem ce decizii s-au luat și avem și acolo un pic de discutat. În primul rând, factorul fundamental pentru imunitate este mișcare. Oamenii în momentul de față trăiesc oricum într-o izolare impusă de societate. Oamenii nu se mișcă suficient, Oamenii nu stau suficient în soare, oamenii nu au legătură cu elementele, oamenii se îndepărtează de natură și, prin urmare, sistemul lor imunitar începe să fie distrus. Există studii deja foarte interesante, uitați-vă la Ronda Patrick care explică aceste lucruri, este o doamnă, este o doctoriță extrem de inteligentă care face niște studii foarte interesante și care ne explică legătura dintre vitamina D3 și deficiența de D3 și problemele legate de virusul de acum. De asemenea, probleme legate de deficiența de zinc, de asemenea, cum trebuie folosită vitamina C care într-adevăr nu poate fi luată așa cum, cum, se ne explică toată lumea că trebuie luată, ea trebuie luată intravenos, mă rog, este o întreagă poveste. Toate aceste lucruri sunt fundamentale, iar sportul ajută la aceste, la aceste lucruri. De ce? Fiindcă mișcarea este catalizatorul principal al activității organismului. Organismul nostru este făcut să se miște, nu să stea. Iar în condițiile în care noi generăm. Producem generație după generație de oameni care nu se mișcă niciodată, vom avea o populație bolnavă. O populație bolnavă va fi bolnavă, nu neapărat de o nu va fi vorba despre o boală cronică acută, ci vor fi anumite boli cronice, vor fi anumite dezechilibre care vor apărea, vor apărea diabet, vor apărea obezitate, vor apărea probleme cardiovasculare. Toate aceste lucruri care sunt în general activ care sunt în general blocate de mișcare. Mișcarea va ajută să eliminați aceste lucruri. Știu că vă uitați cu toții la bloguri cu domnișoare care vă spun despre dieta magică și alte lucruri de genul acesta. Pentru mine sportul nu a însemnat niciodată dieta magică. Sportul întotdeauna a însemnat soluție științifică de rezolvare a unei probleme pentru că cercetarea din, în sport în cel puțin în domeniul chimiei este mult bio și biochimie este mult mai dezvoltată decât vă puteți aștepta și întotdeauna produsele pe care le veți găsi pentru sportiv sunt mai bune decât produsele pe care le aveți în farmacie pentru, uh, pentru uz uh, general. Dar alt, altul era punctul unde voiam să ajung. Dacă oamenii ar face mai mult sport, dacă ar exista educație sportivă, dacă am avea o bază mare de selecție, evident că am genera și vârfuri pentru competiții și nu am mai avea rezultatele acestea catastrofale de la Jocurile Olimpice, dar am avea un alt beneficiu. Oamenii ar fi mai sănătoși, imunitatea ar fi mai crescută, probabil probabilitatea ca oamenii să se îmbolnăvească de un virus sau de altă ar începe să scadă pentru că cât este imunitatea mai bună, cu atât oamenii au mai multe șanse să respingă un atac, un atac viral sau altul. Și acestea nu sunt lucruri pe care le inventez eu, acestea sunt lucruri care se știu dintotdeauna sunt lucruri despre care există extrem de multe studii. Iar în condițiile în care noi nu suntem interesați de sport, nu investim în sport și punem la conducerea acestei țări oameni care consideră că sportul nu este important, suntem exact ca și în situația cu educația. Noi considerăm că educația nu este importantă. Copiii sunt prea, prea chinuiți la școală, copiii învață prea mult, vai și nu mai au timp de altceva. Dacă nu avem educație, dacă nu avem oameni care să ducă mai departe ceea ce se întâmplă în această țară, nu avem niciun viitor. Dacă sănătatea mentală care trebuie să fie ținută în primul rând prin educație și exercițiul creierului nu funcționează, dacă avem corpuri care nu pot, să, nu pot să facă față unor probleme, avem o populație bolnavă și cu probleme. Dacă vreți să înțelegeți cum funcționează România și cât de importante sunt aceste lucruri pentru România, uitați-vă la, la bugetul sportului și uitați-vă la bugetul învățământului. Și o să vedeți că, deși bugetul învățământului este destul de mare, el nu reprezintă atât cât ar trebui o să vedeți că la sport bugetul este neglijabil, iar interesul pentru sport este neglijabil. De ce? Nu știu. Dar știu cu siguranță că în momentul de față România este condusă de doi oameni și destinul sportului până la urmă sunt conduse de doi oameni care nu înțeleg nimic din toate aceste lucruri. Primul la care mă voi referi este domnul președinte al României, care ne spune după cum urmează. A anunțat marți Domnul Claus Iohannis a anunțat marți că, pe un, că de pe 15 mai amatorii de mișcare vor putea practica doar sporturi individuale și doar în aer liber. În privința profesioniștilor, aceștia vor putea relua cantonamentele în condiții speciale de igienă, însă, însă competițiile mai au de așteptat. Și haideți să vedem cam cum vede domnul președinte sportul. Se poate ieși din localitate pentru sporturi individuale, de exemplu mersul pe bicicletă, dacă aveți un mountain bike. Excelent. Totuși când ieșim din localitate este nevoie de declarație. Normal. El spune că amatorii de mișcare vor putea face doar sporturi individuale și doar în aer liber, inclusiv în baze sportive. Pentru sportivii amatori, ce, care este diferența pentru domn președinte între sportiv amator și profesionist? Nu știm. Amatorii de sport și sportivii amatori sunt lucruri diferite. Este posibil să-și reia activitatea doar acolo unde se poate face sport individual, inclusiv dacă se folosește o bază sportivă, dar numai în aer liber. Dacă se folosește o bază sportivă, accesul în vestiar, unde se schimbă echipamentul, nu este permis. Sportul individual. Haideți să vedem care sunt uh, aceste sporturi individuale. Gimnastica. Este un sport individual? Este. Poți să faci antrenament de gimnastică de unul singur. E întrebare pentru domnul președinte. Eu știu că e aproape imposibil. Pentru că, spre exemplu, dacă vrei să lucrezi la bară fixă, vei avea nevoie de cineva, de antrenor care să stea, să stea la atenție și să aibă grijă ce se întâmplă în momentul în care lucrezi la bară fixă. Dacă, Doamne ferește, cazi de la bara fixă, antrenorul trebuie să aibă grijă să te, să te așeze, să te prindă, să te așeze, să cazi în așa fel încât să-ți nu nu-ți E bara fixă, este primul exemplu pe care vreau să-l dau. Și la sol, dacă trebuie să faci, de exemplu, un exercițiu care necesită atenție din partea antrenorului, știu, măcar un, start, un dublu salt înapoi întins pe care vrei să-l faci pe suprafață, trebuie să stea cineva să verifice ce se întâmplă acolo. Trebuie să te atingă, trebuie să te atingă. Haideți să luăm un alt sport individual, probabil cel la care mă pricep eu cel mai bine. Orice formă de sport de luptă, hai să luăm boxul. Este un sport individual? Este, pentru că intri în ring și te bați cu adversarul tău și e singur. Poți să faci sport, poți să te antrenezi la box singur. Evident, poți să dai la sac și poți să faci box cu umbra, la nesfârșit. Dar în momentul în care încerci să lucrezi mai bine și să dezvolți anumite lucruri, trebuie să lucrezi cu antrenorul în prima fază. Faci lecții la palmare, încerci să, faci, să te coordonezi cu, cu, antrenorul, să lucrezi, să faci distanță, să te pregătești, să vezi ce se întâmplă. Iar după aceea ai nevoie de sparing. Sparingul este absolut fundamental în sportul de luptă. Sparingul nu se poate face de unul singur. Mai luăm un sport individual, unde, unde teoretic ar trebui să fii departe de, de absolut oricine altcineva. Haideți să mai luăm un sport individual. Scrima. Există contact în scrima? Există. Avem echipament de protecție? Avem. Prin masca de scrimă trece virusul? Trece virusul. Deci ceea ce ne spune domnul președinte nu înseamnă decât un singur lucru. Pentru domnul președinte, sportul individual este alergatul în parc mersul pe bicicletă, atenție, nu ciclism, pentru că în cicli, ciclismul nu este un sport individual. Chiar dacă ești singur, ești cu foarte mulți alți bicicliști lângă tine, toți încercând să te depășească. În afară de asta, ai un mecanic care trebuie să aibă grijă de bicicleta ta. Sunt foarte, foarte multe detalii care intră la ciclism. Tenisul, iarăși este individual. Se întâmplă într-adevăr la o distanță mai mare, dar dacă te apropii de, dacă te apropii de file, în același timp cu partenerul tău, oare nu intri în zona aceea în care, în care este mai gata să ai, să ai contact? Tot ce ne spune domnul, domnul președinte ne, ne arată o dovadă a faptului că nu înțelege nimic din ce înseamnă sportul. După cum nu am înțeles exact dacă este vorba despre sportivi amatori sau amatori de sport. De asemenea, nu am înțeles ce numește domnul președinte sportiv profesionist, pentru că în mod normal profesionist este cel care trăiește din sport, adică practică sportul și este plătit pentru asta. Eu am foarte mulți prieteni sportivi profesioniști care trăiesc din asta și care nu au făcut niciun ban în ultima perioadă, este normal, săracii n-au cum, fiindcă n-au unde să lupte, prietenii mei uh, sportivi profesioniști în general sunt, uh, sunt luptători, am și din alte sporturi, cred că am și din alte sporturi unde sunt profesioniști. Ei bine, oamenii aceștia nu au nicio sursă de venit, le-au închis și sălile, nu au de unde să producă bani, dar asta este cu totul altă discuție. Eu vreau să vă arăt doar că deciziile luate în domeniul sportului sunt la fel de deștepte ca și, cu ghilimele de rigoare, ca și deciziile luate în California, unde în California ți se spune că ai voie să ieși pe plajă, pe nisip wood, dar n-ai voie să ieși pe nisip uscat și de asemenea ai voie să faci arte marțiale, dar ele trebuie să fie doar taizicueni. Ok, Thaisicenul -ti este absolut minunat, dar de ce doar Thaisicen? -ti de ce nu poți să faci box cu umbra? De exemplu, ești practicant de box, de ce nu poți să faci box cu umbra? La noi avem voie box cu umbra, suntem mai buni decât californienii. Bun, profesioniștii îți vor relua cantonamentele, am mai spus asta, în condiții speciale de igienă și verificări medicale, însă competițiile sportive în această primă etapă nu vor începe. Bun, am înțeles, este pentru competițiile sportive, sunt de acord, este complicat să le reîncepi, trebuie să știi ce ai de făcut și trebuie să poți să faci lucrurile respective. După această declarație a domnului Claus Iohannis, care până la urmă, Știți cum e, este președinte și a dat cu părerea, nu a deschis sportul, îi lăsăm să moară de foame pe sportiv este în regulă, nu sunt importanți. Am văzut la Olimpiadă ce contează, ce rezultate are România, că nu contează, știm că dacă ar conta să ar investi mai mult în sport, dar totuși este doar președintele României, nu are atribuții în acest domeniu. Nu, el poate să fie doar un amator de sport, poate să se întâlnească cu sportiv, să dea mâna cu sportiv, acum nu are voie să dea mâna cu sportivi, dar când vor, câștiga, când vor câștiga premii, să dea mâna cu sportivi. să-i ce este în regulă. Nu este datoria domniei sale. În schimb, ministrul sportului ministrul sportului trebuie să știe totul despre sport, nu-i așa? Iar ministrul sportului, evident întrebat de jurnaliștii sportivi care sunt interesați doar de fotbal, ne spune foarte simplu. Este încă de vreme să vorbim despre reluarea competițiilor. Corect. Deocamdată se vor desfășura doar antrenamente pe care... Deocamdată se vor desfășura doar antrenamente pe care o estimăm cumva la o lună de zile. Pe cine o estimăm? În perioadă probabil. Cred că cred că s-a nu este corectă. După aceea vom putea trece și la reluarea competițiilor. Bun. În privința spectatorilor va trebui să ne mulțumim doar cu urmărirea competițiilor sportive de la televizor. Corect. Asta a spus toată lumea, până aici nimic nu este greșit. Nu vreau să risc să avansez odată. Depindem de lucruri pe care le cunoaștem mai puțin acum. Dacă am făcut referiri la o lună de pregătiri, hai să o facem în felul ăsta. Există o sincronizare cu celelalte campionate europene, se referă la fotbal. Astfel încât pe data de 20 iulie să finalizăm și să trimitem echipele în cupele europene. Raportându-ne la acest lucru și fiind optimiști, puteți anticipa răspunsul meu. Nu, nu pot să anticipez răspunsul pentru că nu există niciun plan. Până pe 20 iulie ca să trimiți o echipă de fotbal care a stat două luni pe bară, tu trebuie să ai planul făcut acum o lună. De ce? Este foarte târziu. Pentru a putea să-ți aduci un sportiv din starea de relaxare, în starea de competiție, pentru a putea să-l evaluezi cum trebuie, pentru a, pentru a putea să-l duci în formă, ai nevoie să faci o anumită periodizare. Periodizarea respectivă sportivul oricum era pregătit să intre într un anumit vârf de formă într un moment dat al anului în funcție de sport, fiecare în parte. Periodizarea respectivă a fost ruptă în momentul de față. Ce înseamnă periodizare? Trebuie să antrenezi sportivul în toate calitățile fizice și psihice necesare pentru meciul respectiv. Iar acest lucru fiind deprinderi complete, acest lucru fiind complete necesită timp. Nu poți să începi luna viitoare și într-o lună să ai o echipă care să fie reformată cu sportivi care intră în formă fizică, pe care să-i în competiție. Nu poți! Ce ar fi trebuit să facă până în momentul de față? Dar probabil că echipele au făcut, fiindcă sunt sigur că antrenorii sunt mult mai deștepți decât domnul ministru. Ei ar fi trebuit să aibă program individualizat pentru fiecare sportiv în, pață, în parte pe care el să poată să-l facă singur, pe care, care, să fie monitorizat și care să fie trimis centralizat la fiecare antrenor în parte, astfel încât în momentul când echipa se reformează și oamenii încep să lucreze, să lucreze doar pe deprinderi specifice și pe ceea ce au ei nevoie pentru sport, să-și țină sportivii într-o oarecare formă în această perioadă. Probabil că antrenorii au făcut acest lucru. Eu Mă că Domnul ministru știe aceste lucruri. De fapt, sunt convins că habar n-are. Cluburile pot intra în cantonament încă din prima zi. Este în regulă. Normele actuale spun clar că rămân în cantonament. Dacă evoluția situației ne va permite, vom putea relaxa. Dar, în condițiile actuale, rămân acolo. Am văzut echipe din Liga 1 care fac cantonamente de 2-3 săptămâni. 2, 3, 4 săptămâni în Antalya. Nu văd motivul dramatizării pentru două săptămâni. Lucrurile acestea le-au cerut ei. Au spus că au nevoie de patru săptămâni de antrenament. Probabil că da. Nu guvernul a zis. Ei au spus că au nevoie de atât pentru a fi apt și a putea relua competiția. Normal, guvernul a zis. Guvernul are de unde să știe cum se face o periodizare și cum se face un antrenament. Ce trebuie să respecte Jucătorii la antrenamente. Mai este puțin și vom începe să facem sport, să facem mișcare. No, sportivul profesionist nu face mișcare, face sport. Sportivul de performanță nu se mișcă ci are un program foarte bine definit pentru a face performanță. Sportul se deschide treptat după 15 mai. Se vor relua o serie de sporturi. Trebuie să le măsurăm temperatura corporală la accesul în baza sportivă. Accesul trebuie să fie permis în funcție de capacitatea bazei pentru a evita aglomerația. Bun, uh, sunt curios dacă domnul ministru știe că temperatura corporală a unui sportiv variază în funcție de activitatea pe care o are în momentul respectiv. Adică, în momentul în care ți intră în bază, are o temperatură. În momentul în care face sport, are altă temperatură. Dacă face saună, va avea altă temperatură. Dacă face crioterapie, va avea altă temperatură. În momentul în care iese din bază, va avea altă temperatură. Dacă a mâncat înainte să vină în bază, va avea o temperatură. Dacă nu a mâncat înainte să vină în bază, va avea altă temperatură. Dacă este în perioadă de Hipertrofie musculară va avea o temperatură, dacă este în, în perioadă de forță va avea o altă temperatură a corpului, dacă este în recuperare va avea o temperatură, dacă nu este în recuperare va avea o altă temperatură. Cum vor lua temperatura și cum vor măsura pe baza temperaturii corporale acest lucru? Care este algoritmul? Care este sistemul? Nu va fi permis accesul la dușuri, săl de mese? Bun. Acestea vor fi închise. Apropo de dușuri, nu știu dacă domnul ministru știe, dar americanii tocmai au făcut un studiu foarte serios care arată că virusul acesta moare dacă este expus la apă fierbinte. În dușuri de obicei există apă fierbinte, asta e altă discuție. Se va permite activităților sportive doar pe teren, în aer liber, tot ce ține de săli este restricționat. Trebuie să fie păstrată distanța de 6 metri în regim de activitate fizică, iar în regim de repaus 2 metri. Am o foarte mare curiozitate și aici, bine, aici continuă cu toate aceste lucruri, cu individual, cu nu este nicio problemă. Este clar că habar n-are cum funcționează sporturile de echipă, că nu ai, cum și, nu ai, cum, să te pregătești individual pentru un sport de echipă. Trebuie să ai contact cu partenerul. Dacă eu arunc mingea, dacă fac handbal de exemplu, și arunc mingea la colegul meu care face și el handbal, atingem amândoi aceeași minge. La basket se întâmplă la fel, nu ai cum să stai la distanțele respective. Este clar că ceea ce ni s-a spus acum despre sport nu are absolut nicio legătură cu sportul și oamenii ăștia, oamenii ăștia au citit niște hârtii pe care le-au dat niște doctori, nu le-au înțeles bine nici pe acelea și apoi au venit să le aplice într-un domeniu din care nu înțeleg absolut Absolut nimic și sunt convins că în toate domeniile funcționează la fel. Mai târziu, în schimb, am mai văzut o declarație în care domnul ministru a spus că pentru el Bundesliga este un model din care s-a inspirat. Am făcut acel ordin cu regimul de izolare și testare, dar chiar dacă este foarte greu să compari Germania cu România, Germania este un model de la care n-am inspirat foarte bine și cu sparanghelul tot de la Germania v-ați uh, uh, inspirat. A fost un real succes pentru muncitorii români, așa cum ați văzut în ultima perioadă și de altfel modelul german întotdeauna este model german. Mașina germană, inginerul german, toată această poveste a neamțului minunat. Îmi cer iertare prietenilor mei sași sau altfel de germani din România știți că vă iubesc pe toți, nu aș putea să zic ceva rău despre voi dar toată această poveste cu privitul înspre Germania ca un fel de ca un fel de nici nu știu cum să-i spun, ca un fel de Dumnezeu, mie mi se pare că pentru istoria României a fost tare păcătos în ultima perioadă și m-am uitat și eu pe modelul, pe modelul Bundesliga. Bundesliga într-adevăr are un model interesant l-am văzut explicat de doctorul Princip, unul dintre doctorii care s-au ocupat de modelul respectiv ei au găsit niște soluții. Se intră prin, prin tulnele diferite la meci, sunt separați la încălzire o echipă de cealaltă, sportivii sunt ținuți la distanță. Oameni buni este sport. La fotbal. Ce trebuie să faceți la fotbal? Cum se definește fotbalul? 22 de oameni aleargă după o minge, o dau de la unul la altul și încearcă să o bage, să o bage în poartă. 11 într-o parte, 11 în cealaltă. Când 11 atacă, ceilalți 11 încearcă să-i oprească să facă atacul respectiv. Ce se întâmplă invariabil când un om are mingea și celălalt vine după el? Se ating fizic. Se ating fizic. Nu puteți să faceți sport cu distanțare socială. Este nu aveți cum, este imposibil. Fie nu faceți sport deloc și spuneți că anul ăsta nu se va face sport, sau nu se va face sport până când nu există un tratament special, fie testați. Și aveți două exemple de succes care funcționează. Una se numește WWE, unde oamenii au contact fizic constant, constant. În asta constă sportul. Și a doua se numește UFC unde oamenii iarăși au contact fizic. Cum au rezolvat problema acolo? Dacă Vince McMahon este mai misterios și nu ne-a spus toate detaliile, Dana White ne-a explicat foarte clar. Testăm pe toată lumea. Nimeni nu intră în arenă, nimeni nu poate să lucreze, nimeni nu poate să facă nimic atâta vreme cât nu este testat zilnic. În momentul în care ai testat oamenii, știi că toți sunt sănătoși, și faci testare pentru 3-4 zile succesive sau așa cum spun doctorii, doctorul spune că trebuie să ai testare 7 zile ca să fii sigur că nu s-a îmbolnăvit niciun om, îl ții în izolare 7 zile, îl testezi zilnic și ceilalți oameni sunt testați zilnic în izolare 7 zile, îi pui într-o sală, nimeni nu va fi bolnav fiindcă ai testat și știi deja că nu sunt bolnavi și atunci poți să-și desfășoare activitățile în mod normal. De ce pot să fac asta? Pentru că americanii au produs teste, multe, România nu-și permite să facă acest lucru pentru că România nu are teste sau testele pe care le-a luat România în momentul de față nu sunt suficiente. Domnule ministru al sportului, domnule președinte, sunați-l pe Donald Trump sau sunați, sunați pe cine face testele în Statele Unite și cumpărați câteva zeci de mii de teste pe care să le folosiți pentru sportivi. Dați drumul sportului de performanță, dați drumul sportului profesionist testați, nu le las temperatura, că nu are nicio relevanță temperatura respectivă. Astăzi mie mi-au luat temperatura în patru locuri diferite. Am avut de la 34 de grade, când venea să sun doctorul, că am temperatură prea mică, până la 36,6. Multe, vari multe, variabile între ele. Nu se poate așa ceva. Testarea temperaturii nu are, nu e, are niciun fel de relevanță. Ca să știi că oamenii nu au boala asta, trebuie să-i testezi concret testul ăsta îți spune a avut boala sau nu a avut boala. La fel se, trebuie să fie făcut în toate domeniile în care vreți să deschideți și vreți să fii sigur că lucrurile merg cum trebuie. Nu cu temperatura. Temperatura nu are niciun sens. Și știți de ce nu are niciun sens? Pentru că se ajunge la ceea ce se numește echilibru termic. Dacă mâna asta este mai rece și mâna asta este mai caldă și le așez împreună, ele vor ajunge într-un echilibru termic la un moment dat. Adică una se va răci și una se va încălzi. Când omul este afară în, în, soare. Vor intra în funcțiune anumite sisteme ale corpului pentru a rezista la căldură. Când este afară, va fi, când este frig afară, va fi taman pe dos. Când iei într-o încăpere în alta, la fel, corpul are, te are tendința de a-și regla temperatura într-o parte și în alta. Testele astea cu temperatura sunt absolut stupide. Plus că există foarte multe alte motive pentru care un om poate să aibă temperatură. Eu când mă uit la toate poveștile astea și am luat sportul ca exemplu, pentru că sportul este cel care va suferi cel mai mult în această perioadă, pentru că anul ăsta este distrus pentru absolut toți sportivii de performanță, este distrus, este praf, nu se mai poate reface, pentru că sportivul ieșit din ritm nu mai poate să reintre în ritmul respectiv când are chef, fiindcă lucrurile nu se fac ca o ordonanță sau ca un ordin de guvern în care semnezi o hârtie și se întâmplă lucruri. Corpul trebuie să-și revină, trebuie să-și revină medicația, trebuie să-și revină Dieta, trebuie să-și să, trebuie să intre în formă, trebuie să-și refacă deprinderile, este foarte complicat. Sportul și muzica sunt niște lucruri extrem de complicate în care fiecare zi de pauză contează extrem de mult și vă garantez că dacă în sport au gândit așa, așa au gândit în toate domeniile. Pentru că nu au niciun specialist care să le spună exact cum funcționează aceste lucruri. Deși sunt convins că Ministerul Sporturilor, dacă ar fi luat să discute cu niște oameni din Ministerul Sporturilor, cu niște oameni serioși care chiar fac sport... Sau dacă ar fi fost la, la centrul de medicină pentru sport sau medicină sportivă, că nu mai știu care este numele de acum, ați, ar fi avut oameni care ar fi, ar fi știut să le spună. Pierre de Hillary -ar fi, ar fi făcut un program absolut genial pentru acest lucru. Pentru că el este un savant și este un om care știe cum funcționează aceste lucruri și studiază de ani și ani de zile aceste lucruri. La fel la Comitetul Olimpic Român, dacă s-ar fi dus, ar fi găsit oameni care să le explice. Nu există sport fără contact, chit că este de echipă, chit că nu este de echipă. La ciclism oamenii se ciocnesc și cad și este individual. La, la fel, la toate formele de canotaj, la toate, la toate sporturile. Sportul este întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, cu un tip de contact. Sporturile de echipă cu atât mai mult. Nu acestea sunt soluțiile și mă uit și la Bundesliga și am senzația că văd aceeași poveste, aceeași bulă în care se află acești oameni care nu înțeleg cum funcționează lucrurile. Pe de altă parte mă uit la americani și văd că au găsit soluția cu testarea care este singura soluție logică. O să am cât de curând informații și din Rusia cum funcționează aceste lucruri. O să cerc să caut și informații din China, dar vă garantez că nu așa. Nu asta este soluția. Iar la noi, în sport, întotdeauna lucrurile s-au făcut așa, fiindcă dacă nu s-ar fi făcut așa, nu am fi avut această catastrofă la Jocurile Olimpice din 2016. Tot ce pot eu să vă recomand este să faceți sport individual, să vă mișcați. Vă recomand de asemenea să luați vitamina D3 și să luați zinc. Și până ne vedem data viitoare, să fiți sănătoși.